Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Vreau să încep acest material prin a vă mulțumi pentru feedback-ul pozitiv pe care l-am primit din partea dumneavoastră sâmbătă când am lansat acest gen de material. M-a bucurat foarte mult să văd că vă place și că primesc comentarii. Am încercat să răspund pe cât posibil la toate comentariile primite și așa o să fac și pe viitor. Vă mulțumesc tare mult pentru toate gândurile voastre și vă încurajez să faceți întotdeauna ceea ce vă face plăcere. Vreau să-mi scrieți în comentarii ce ați făcut în acest weekend, cum v-ați petrecut weekendul, ce faceți voi de obicei sâmbăta și duminica, cum alegeți să vă relaxați și ca să fim așa echitabili, o să vă spun și ceea ce am făcut eu. S-a organizat un tur în Delta Văcărești cu ghid, cu doi biologi. Știți că eu v-am mai pus filmări din această minunăție, Delta dintre blocuri, și am zis că trebuie neapărat să mă duc și eu, nu pot să ratez. N-am fost cu nimeni cunoscut, acolo m-am împrietenit și cu alte doamne, pentru că așa sunt eu, am lipici și mă lipesc imediat. Și mi-a făcut plăcere să mă plimb prin natură și să observ foarte multe specii de păsări, pentru că nu știam că există chiar atât de multe specii, dar atunci când se face acest tur, mai ales când sunt experți lângă tine și spune, uite, se aude o mierlă, uite, acela este un pițigoi și așa mai departe, și te uiți și pe acel dispozitiv, un binoclu foarte, foarte performant, este ceva incredibil. Dacă stați în București, nu sunt de ratat, inclusiv pentru copii, erau foarte mulți copilași, mai mult decât încântați, de la cei mai mici până la cei mai mari, și este o modalitate de a ne conecta cu natura și foarte, foarte frumos. Acestea se fac de obicei de dimineață, nu este foarte cald. Bineînțeles că trebuie să aveți la dumneavoastră apă, șepcuță și totul o să decurgă normal. Când încerc de fiecare dată să mă relaxez, să fac și o plimbare în natură, să pun totul în ordine în casă, am de făcut curățenie, am de spălat, călcat, știți și voi că sunteți gospodine. Și dacă mi le pun așa în ordine, totul îmi merge bine în săptămâna care urmează. Dacă eu am dezordine în jur, nimic nu -mi iese și să știți că mi este foarte, foarte de folos planul. Îmi scriu pe hârtiuță concret ce am de făcut în ziua respectivă și bifez, șterg când am terminat. Eu v-am mai spus de multe ori această metodă, care la mine cel puțin nu dă greș, pentru că primesc foarte multe întrebări din partea voastră. Cum faci să-ți rămână timp să și croșetezi, să și tricotezi? Pentru că viața noastră nu se rezumă doar la aceste activități. Planul este sfânt. Cap de listă în această zi este să livrez această cutiuță, în interiorul căreia se află ceea ce am finalizat săptămâna trecută, pătura și jucăria, dar și o altă mică atenție din partea mea, acest bujor uscat din grădina mamei mele, care miroase într-un mare fel pentru că am pulverizat un ulei esențial. Aveți grijă, uleiurile să fie 100% naturale, din plafar, nu acele artificiale pe care le găsim în alte magazine. Frumos, frumos, frumos. Și o să vă arăt cum arată colecția mea de flori uscate și poate că vă dau și o idee. Dacă aveți grădină, să uscați acele floricele și în momentul în care dăruiți ceva unei persoane speciale, să accesorizați și cu așa ceva. Cu siguranță o să aducă un zâmbet pe fața celui care va primi. Bineînțeles că în interior voi pune și un bilet cu o mulțumire, dar și cu modalitatea în care trebuie să spălăm aceste produse, temperatură, rotații, detalii foarte importante.
Proiectul la care voi lucra azi este fusta din Rose Garden, bumbac 100%, fusta începută săptămâna trecută. Pe măsură ce o să avansez și o să fiu sigură că mi-iese exact așa cum îmi doresc, bineînțeles că notez și o să vă anunț ce pași trebuie să urmați și voi, cele care deja ați achiziționat acest minunat fir și așteptați explicațiile mele. Voi alterna cu acest proiect care încă nu pot să vi-l arăt pentru că v-am spus este ceva înjumătățit din proiectul care a fost în cutia lunii iunie, însă imediat cum o să fac view unboxing-ul o să vă arăt pentru că trebuie să mă laud cu ce am lucrat. Este foarte, foarte ciudat să lucrezi în continuu la niște proiecte pe care nu le poți arăta în momentul acela, însă eu am răbdare, am învățat să am răbdare și cu siguranță o să apreciați și această frumusețe albă, albă spumă. Bine v-am regăsit, astăzi este miercuri, ieri nu am apucat să filmez pentru că am fost mai mult pe drumuri, dar vreau să vă arăt că nu am stat și acolo unde am avut de așteptat a trebuit să dau așa din mânuțe pentru că nu pot să stau degeaba. Mi se pare un timp irosit, mai ales când avem de așteptat ceva și durează și o oră și două și trei și haide să fructificăm timpul pentru că este prețios, este resursa noastră cea mai valoroasă. Vreau să vă arăt în ce stadiu am ajuns cu fustița mea din Rose Garden, care arată param, exact așa. V-am arătat puțin și când am intrat live cu Daniela miercuri și vă mulțumim tare mult încă o dată pentru că ați fost alături de noi într-un număr atât de mare și ați văzut că ne-a lăsat cu gura căscată la propriu ce a putut Daniela să facă. Deci Daniela tace și le face și foarte multe doamne mi-au scris după că aveau fire și, sau că vor da comandă la Vio de fire pentru că nu se pot abține să nu facă cel puțin un maiou, exact așa cum a văzut la Daniela. Bravo, hărnicuța mea, jos pălăria, ești o artistă desăvârșită. Revenim la oile noastre, respectiv la fustița mea. Param! Pot să vă spun cu mâna pe inimă că m-am îndrăgostit de acest fir, Rose Garden, care este 100% bumbac și am aici o minunăție. Doamne, cât este de fin, cât este de prețios și aceste nuanțe. Este un fir cu care nu te plictisești și aștepți cu sufletul la gură să se facă tranziția, acea tranziție foarte fină, pentru că firul este format din mai multe firicele și la un moment dat apare, uite așa, ca o rază de soare și se schimbă nuanța. Am început această fustiță. Cum mi-am dorit-o eu? Să fie, deci este începută de la talie, este exact pe talia mea și apoi m-am gândit-o așa, să vină foarte, foarte largă, largă și lejeră, pentru că în creierașul meu a fost să fac o piruietă și să se vadă foarte bine toate nuanțele. Bun, am reușit, am început-o, este mulată pe talie, iar apoi am început să cresc, să cresc, să cresc. Și am făcut aici un model exact cum i-a venit, am mai pus eu o postare la mine pe pagină pe Facebook, cum i-a venit, am zis să fie niște evantaie cu arcade și alte evantaie intercalate printre acele evantaie deja existente și am crescut până la un moment dat în care nu voi mai crește și voi continua exclusiv cu arcade, iar jos la poale o să văd când se va termina firul, o să încerc să mai bag un singur rând de evantaie. Este un fir extraordinar de minunat, se lucrează foarte repede, ai spor, eu am început cu o croșetă de 2,5 și apoi am continuat cu una de 3,5 mm pentru că mi-am dorit să fie foarte moale, nu suport lucrurile bățoase, acelea care ne țin așa, ne încorsetează, nu le suport. Și ce a făcut Claudița Veverița? A început să scrie, am avut clipboard-ul la mine peste tot unde am mers și foile și vedeți, am început și am făcut aici, am 8 pagini descris, explicații pas cu pas și nu știu cum să fac. Deci nu știu cum să fac, aștept să-mi lăsați în comentarii o idee. Pentru că eu nu am filmat, nu aveam cum să filmez. În primul rând că nu știam dacă o să-mi iasă din prima. Doi la mână v-am spus că am fost plecată și o să plec în continuare. O să vedeți mâine unde o să mă duc și o să lucrez, adică mai mult plecată decât în casă. Și este foarte complicat să filmezi rând cu rând. Cred că aș avea nevoie de unguient pentru spate. Este extraordinar de complicat să stai să filmezi rând cu rând și eu am acolo foarte multe rânduri. Dar o să vă explic. Eu am gândit-o exact așa. Am făcut fotografii pas cu pas. O să vă pun fotografia și o să vă explic astfel încât să începeți și voi. Așadar,
ce aveți de făcut. Să vă procurați firul, dacă nu l-aveți deja, de la Viu din magazin, găsiți acolo multe nuanțe și o să aveți dificultăți prima dată în a decide, dar v-am spus-o și în live-ul cu Daniela, închideți ochii și apăsați și aia să fie că toate sunt frumoase. Și eu am zis așa, punem pozele, vă explic pas cu pas, începe și voi și ne întâlnim așa în niște sesiuni rapide și vă dau timp la dispoziție să faceți azi 3 rânduri, mâine 4 rânduri, pentru că deja aveți și alte proiecte începute și să lucrați între ele. Dacă este o idee bună, scrieți-mi în comentariu. Dacă aveți și alte idei, aștept sugestiile cu mare drag. În cazul în care ați ratat live-ul cu Daniela, să știți că este înregistrarea disponibilă la mine pe canal, o să vă pun în descriere link-ul care vă duce direct către acea dimineață extraordinar de frumoasă. Eu o să continui lucrul, așa, și ne revedem cu forțe proaspete. O nouă zi, o nouă cafeluță, extraordinar de gustoasă și de aromată, și cu lăptic și cu puțină miere. Azi este vineri, ieri nu am filmat pentru că ne-am trezit dis de dimineață și am plecat să o ducem pe Sofie la munte, la Padina, un loc extraordinar de frumos. Am filmat câteva cadre și pentru voi și o să vi le las așa să vă bucure ochișorii. Pentru că nu am fost eu șoferul, bineînțeles că acolo în dreapta am dat și din mânuțe, mi-am luat lucrul la mine și până când am ajuns în zona de munte, am făcut. L-am dus, cred că am făcut vreo 6 rânduri, l-am întors încă vreo 10 rânduri. Deci 16 rânduri croșetate în mașină și credeți-mă că sunt rânduri babane, pentru că fustița mea prinde conturi, este foarte, foarte mare. V-am spus că mi-am dorit să fie evazată, să fie mare, să mă întorc, să mă rotesc, să se vadă atunci când fac piruietele, modelul, culoarea. Rose Garden, firul acesta minunat. Vă spun că lucrați cu sufletul la gură. Nu vă plictisiți, nu trebuie să alternați cu alt proiect, pentru că alternanța nuanțelor este suficientă. Nu mai aveți nevoie să schimbați cu alt model. Acum am un verde amestecat cu un galben, până când voi ajunge la un galben cu puțin alb și pe urmă la un galben exact cum este în soarele. Și după cum puteți vedea, în partea aceasta am doar arcade și așa o să merg până când o să ajung, cred eu că mi va ajunge pentru o fostiță până la genunchi. În cazul în care nu o să fie până la genunchi, pun mâna pe telefon și sun un prieten, mai dau comandă de o bobină, dar eu cred că este suficient. Dacă nu, Viu cu siguranță mă va ajuta. De săptămâna viitoare o să fac niște mici videoclipuri în care o să vă explic pas cu pas pe poze, pentru că mi-am făcut poze pe etape, cine dorește să lucreze această fustiță, este binevenit. O să văd eu, v-am spus, la început acolo este puțin mai complicat de explicat, dar o să mă descurc eu, o să vă dau așa videoclipuri scurte și vă dau răgaz să croșetați câteva rânduri în fiecare zi. Astăzi nu voi croșeta nimic pentru că este și sărbătoare, însă voi desface împreună cu voi și mă uit în jos un colet care a venit prin poștă, astfel încât să ne bucurăm împreună. Și punem lucrul aici, deoparte, și ne aplecăm după acest colet și o să deschid eu în partea de sus ca să nu auziți fâș, 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 și apoi în interior pătrundem împreună. Am uitat să menționez că acest colet este de la scumpa noastră Ana Camelia. L-am desfăcut, am dat scociul jos și haideți să vedem ce este în interior. Ce este în interior? Doamne! Văd ceva aici, nu pot să vă arăt deocamdată pentru că în cazul în care sunteți abonate la cutia lunară o să beneficiați și voi în lunile următoare de o atenție din partea scumpei noastre. Deci o să pun minunăția aceasta deoparte și o să începem așa cu scrisorica.
Ia să vedem. A, ce frumos e, este o vedere de la Biserica Sfântul Nicolae. Ce frumos e. Clau, îți trimit cele mai calde și sincere salutări din orașul meu drag, Dorohoi. Te îmbrățișez, Biserica Sfântul Nicolae Dorohoi, pentru draga mea Clau, de la vise împletite cu drag Ana Camelia. 21 iunie 2022. Și o să meargă direct în cutiuța mea magică, unde strâng toate scrisorile și toate vederile de la voi. Mua! Așa, a avut o floricică aici lipită și mi-a căzut aici. Da, mi-a căzut aici. Nu e nicio problemă. Bun, o punem aici. În continuare. Mici brizuri pentru tine. Te iubesc, Clau. O vacanță plăcută. Ia să vedem. Eu mai văd ceva aici și deja m-a luat cu palpitații. Ia să vedem. Ce avem noi aici? Trebuie să nu foșnesc prea mult. A, ce frumos! Vai, ce tare, o croșetă, dar nu că e o croșetă, nu e orice croșetă, e ceva aici cu, ia uitați-vă, cu o lăbuță de pisicuță. Vai, ce frumoasă, e croșeta magică, este croșeta magică de la Ana din videoclip. Au, ce îmi place, este superbă. Ia să văd ce mai este. Pentru daily vlog. Ana este extraordinară. Îmi dă atâtea idei. Vezi, Clau, acolo la introducere, folosește stiloul de la mine și poți să scrii așa frumos că ea ne-a dăruit, zic și eu la plural, i-a dăruit lui Sofie și mă folosesc și eu de ele, un set foarte, foarte frumos cu penițe, ați văzut în descriere, de la Ana este. Și aici am ceva foarte interesant și deja gata, a venit ideea, știu la ce o să folosesc. Ești plină de idei, ești ingenioasă, ești deșteaptă și te iubesc de nu mai pot. Și mai am aici ceva, o cutiuță, o casetuță mică și frumoasă, cu un cățeluș și în interior, bineînțeles că mi-ai pus ceva de care tot timpul am nevoie, aceste ace cu care eu prind tot ce apretez și îți mulțumesc tare mult și am și marcator și să știi că niciodată nu am suficienți, am aici tot ce trebuie, îți mulțumesc și o să mai pun și eu pentru că cutiuța în care aveam eu s-a rupt într-o parte, deci nu știu, tu ai fost în casă la mine și ai știut acest detaliu, ia uitați așa, ce mai am? Am ceva pentru Sofie, o vacanță plăcută. Aștept să vină din tabără, duminică mă duc și o iau. Când vine Sofie, o desface. Bun, și aici cred că tot pentru Sofie, că ea este cu tot ce ține de colorat. De multe ori v-am spus că ceea ce facem noi, transmisiunile acestea în direct, înregistrările, necesită o tehnică, cum să spun, care nu este deloc ieftină și noi încercăm de fiecare dată să vă aducem ceva ce este bun, să vă facă plăcere să ne urmăriți și apropo de asta am un program cu care filmez acum și nu prea sunt mulțumită, un program plătit și va trebui să-mi iau un altul pentru că am văzut că există un decalaj între sunet și imagine, dar o să se rezolve asta. Însă, ce aveam eu nevoie și am pus așa pe listă, dar nu cred că îi venea rândul prea curând și am zis că ăsta este motivul pentru care le voi da bătaie, este, băi, deci vă bat, sunt aceste căști cu Bluetooth și deci eu cred că voi o să vă luați bătaie pentru atunci când asculți muzica mea, o vacanță plăcută. Da, eu sunt fanul numărul 1 al Anei și sâmbăta și duminica eu ascult muzica ei când fac diverse treburi, dar nu numai, și când plec. Numai că atunci când plecam, nu aveam cum să o ascult pentru că era toată lumea în jurul meu și mi-am dorit foarte mult aceste căști, dar v-am spus că rândul lor, deci în priorități erau cam pe primul loc, însă în posibilități erau undeva mai la sfârșit și vă mulțumesc tare mult, tare mult vă mulțumesc, că nu știu dacă noi merităm, pentru că și Viu a primit-o la fel și știu că sunt destul de scumpe,
Nu știu dacă noi merităm toate atențiile acestea din partea voastră, dar eu văd canalul meu în felul următor. Cărămidă cu cărămidă, pusă și de voi. Deci pune Claudița o cărămidă, vine Ana, pune o cărămidă, mai pune o cărămidă, vin alte fete, pun altă cărămidă și uite așa ajungem să construim o căsuță frumoasă. Suntem undeva cam sus acolo la acoperiș, va trebui să facem și acoperișul, punem acolo ceva, nu o țiglă, punem ceva calitativ să mă gândesc ce și cum. Da, extraordinar, îți mulțumesc tare mult! Ți-am zis, m-ai lăsat fără cuvinte, m-ați lăsat, pentru că știu că este și contribuția lui Vali și vă mulțumesc din suflet și abia aștept să le desfac acum și să le conectez, pentru că bănuiesc că merg conectate și la laptop, merg conectate și la telefon. La telefon îmi doream mult atunci când plec și mă plimb așa ca nebuna prin Delta Văcărești, să te am aici în urechi la mine și îți mulțumesc, iar... Ce să mai zic? M-ai lăsat fără cuvinte! M-ai lăsat fără cuvinte!
ce plutesc pe apă.